dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip. În primul rând vreau să vă urez sărbători fericite, să fiți sănătoși, să fiți fericiți. Sper ca moșul să vă pună acolo sub brad tot ce v-ați dorit voi în acest an, chiar dacă cadourile nu sunt cel mai important lucru de Crăciun. Ce cred eu că este important de Crăciun este să ne iubim mai mult, să fim mai fericiți, să fim mai iertători. Și cred că asta e cel mai important, să fim aproape de familie, că acolo e cel mai bine. Iar cadourile vin de la sine după. Moșul, dacă am fost cuminți, cu siguranță să ne aducă tuturor tot ce ne-am dorit. Vroiam să încep această filmare acum vreo oră și jumătate, când aveam lumină naturală, acum nu mai am. Este ceasul 5 și un pic, cred, aproximativ. Doar că la noi a fost o mini-vijelie, să zic așa, de zăpadă. Ceea ce mă bucură oarecum, pentru că a venit și la noi în sfârșit zăpada, în ziua de Crăciun, în ajun, mă rog. Și asta nu poate decât să mă bucure, dar mai devreme m-a supărat oarecum, pentru că eu mi-am făcut câteva planuri și s-a luat curentul, așa că o oră și ceva nu am avut curent și nu am putut să îmi continui eu treburile exact așa cum mi le-am programat, dar nu este nicio problemă și mai târziu este bine. Bine că a venit și că nu am rămas în seara de ajun fără curent. A fost așa un vânt foarte, foarte puternic și probabil că s-a dereglat ceva acolo între timp și băieții mei au fost la tuns și au fost așa cu puține emoții, să zic așa, că nu se mai tund pentru că nu aveau curent la salon și clar nu aveau cu ce să-i tundă decât din foarfecă, dar nu este același lucru. Dar a venit la ei mai repede curentul decât a venit la noi acasă, așa că au avut norocul să se tundă și să fie totul în regulă. Vreau să vă spun așa pe scurt ce mâncărică am gătit eu pentru sărbătorile din acest an, pentru Crăciun. N-am gătit foarte multe lucruri pentru că noi ne strângem în familie, nu avem foarte mulți musafiri și nu are rost să risipim mâncarea. Am să vă las câteva imagini aici pe ecran cu ce am gătit eu, dar am să vă și spun. Am făcut sărmăluțe, nu știu câte am făcut, dar am făcut destul de multe să ne ajungă. De fiecare dată mi-au ieșit foarte, foarte bune, adică în fiecare an mi-au ieșit la fel de gustoase. Nu fac foarte des sarmale, dar se pare că atunci când le fac îmi ies foarte bine și asta nu poate decât să mă bucure. Am făcut sărmăluțe, am făcut vinete, salate de beof. Am făcut, nu știu cum să o numesc, am făcut niște ciuperci cu maioneză și cu usturoi care sunt super, super bune. Și am mai făcut două platouri cu aperitive și am să fac friptură mâine. Asta am să fac doar mâine, dar am pregătit-o de astăzi să fie pregătită mâine, doar să o bag la cuptor. Și cam atât am pregătit eu pentru masa de Crăciun. Am să filmez și astăzi venirea moșului, pentru că noi ne-am pregătit să-l așteptăm pe Moș Crăciun să vină la noi. Am să filmez și astăzi și probabil că am să filmez și câteva imagini de mâine, din ziua de Crăciun. Acum este ajunul și ne-am pregătit să-l așteptăm pe Moș Crăciun. Trebuie să-i mai îmbrac pe copii. Eu m-am îmbrăcat să pot să vin aici să filmez cu voi, dar trebuie să-i mai îmbrac pe copii, să-i fac Ștefaniei, cred că niște codițe, și îl așteptăm pe Moș Crăciun, că ne e tare, tare drag. Abia așteptăm să vină să ne aducă cadouri, să vorbim cu el, pentru că ne este tare, tare drag și abia așteptăm să vină. Nu mai este foarte, foarte mult timp până trebuie să apară. Până atunci reușesc eu să pun copilașii la punct și toate lucrurile pe care mi le-am programat eu deja. Așa că am să vă las să vizionați acest videoclip în continuare. Sper tare, tare mult să vă placă. Dacă vă place, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, pe subscribe, să fiți abonați și să fiți notificați de fiecare dată când postez un videoclip nou, dar pentru asta trebuie să apăsați și acolo pe clopoțel. Vă doresc vizionare plăcută în continuare și vă mai spun încă o dată, sărbători fericite, dragii mei! Ne-am pregătit, am făcut câteva poze și le așteptăm pe Moșu! Unde-i Moșu? Imediat cred că ar veni. Hai să vă văd, faceți o piruetă, să vă văd cum sunteți de frumoși. Hai să ne învârtim, iubita. Cum face fetița piruetă? Mulțumesc! Rochița. Ai o rochiță foarte frumoasă, mami. Ne tot uităm pe geam și l-așteptăm pe Moșu. Ne-am îmbrăcat frumos, ne-am aranjat. Și le așteptăm. Da. Am venit la noi. Să vedem dacă am fost cuminți. De ce am mai zut să facem. Vrei să mai faci o dată? Haide. Wow, ce frumos. Mulțumesc. Încă o dată. 3, 2, 1 și... Super! Ce se aude? Ce se aude? A vorbit tata cu cineva. Nu cred. Bă, da! Se aud scările? Iubita, ce se aude? Scările. Se aud scările? Da. Ia să vedem.
Vorbește cu cineva. Cine e? Nu știu. S-a lăsit un clopoțel. Aoleu. Cine e? E moșul. E moșul. Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună proaspete, bucuroși de oaspete! Sigur! Ați văzut canisa pentru voi? Da! Nu vă gândiți că aia de poi mine nu mă am zăpadă. Pentru voi este astăzi. La mulți ani! Mulțumesc! Asta e un loc. Așa, stai acolo jos. Nu uite câte cadouri v-a adus moșul. Uha! Hai să le lăsăm aici. Du-te la moș acolo. E aici? Da! Nu știu. Hai, uite, aici, lângă moș, aproape. Așa. Hai la moș aici. Hai, du-te la moș. Hai, bravo. Ah, ce frumos e la dumneavoastră. Mulțumim. Da, și jos e frumos. Îmi plac căsuțele mici, sunt ca în Olanda. Ai, Doamne, Doamne. Te rușine de moșul? Nu, cum să-i fie rușine? Nu, cum să-i fie rușine. Pe moșul te-a tot văzut. Ați călătorit, v-ați plimbat. Asta, ia uite, ia știe că te să facă. Normal că trebuie să ai preferată. Și moșul avea o crăciuniță preferată. Ce mai cu cea ochii după ea? Tu ești fericit când o vezi? Da. Păi vezi, e normal. Așa e omul. Trebuie să iubește de micuț. Și pe urmă, când se maturizează, e altfel de iubire. Tare să te audă moșul. Omule trece din ea, a crescut în grădina mea. Trei bulgărmași foși, un nas morcov cam țufnos, pălărie dintr-o oală, gata, parcă-i de paradă. Omul nostru de zăpadă e simpatic, fug se pare. El se crede adevărat și se vrea chiar un parad. Bravo, bravo! Tu știi ceva? Ia zi, ți-ai învățat că ți-ai mișcut păducreț? Sau că n-ai ajuns la el? Aveți căței? Avem. Câți? Doi. Bravo, se va la copii, la absolută scopii și de grădiniță. Când spun o poezie, fetele ori și au un ochi de așor tot. Da, au emoții. Băieții încep să dea de picioare la microfon, altul face gimnastică. Uite, așa făcea un băiețel de colo-colo și spunea poezia. Și ei? Da, și tot găsesc ocupații. Vă mai cumpără câte ceva dulce? Da. Ciocolățică, napolitană, fructe? Îl opresc eu la magazin. A, tu l-oprești și spui stop, budicu, să cumpărăm ceva bun. Zi, tot ce zici. Te iubește bunicu? Da? Da, salut! Ia uite, ce are bunicu? Uite, ce are moșul aici? Are ciucurele! Te rușine? Ei, e mai micuță, ce vrei? Nu-i ca tine, clasa 0. Cât are, 3 ani? Nu, 2 ani jumătate. Ia uitați-vă la moșul. Mămăliga, îți place? De ce? Îmi place. Păi, ți-o face frumos așa cu brânză de cuptor, o pune la cuptor. Vai, ce bune. Ciorba de cartofi îți place? Cu sare? Aoleu, cu un pic de os afumat, cu tarhon. O, oh, ce bune. Nici ciorba de fasole nu-ți place? Îmi place și nici nu-mi place amândouă. Ai de mine. Dar tu ce mănânci, la restaurant? Câteodată mănânc la restaurant și mama face și ea de mâncare. E trai pe pătrai. Bravo, puiule! Ia! Eu mă văd tot anul, absolut tot anul. Și mă bucur că viața voastră e diversă. Moșul îți dă cadou? Da! Haide, ia o păsurioară ta să vedem cum facem împărțelile. Ia uite-te, întâi cadoul dă sponsorului principal. El este tati. Eu. Mulțumesc, moșule. Hai să facem, un selfie, este cel mai bun. Bun. Ia, da aici un selfie. Un selfie? Da. Așa. Da, așa că... Degetele. Asta a spus adevărat. Oh, așa. Oh, că nu mai pot să mă ridic. Mulțumesc. Ce să-i faci? Ce să-i faci? Octavian, haide, tata. Da. Asta e cadoul tău. Hai să facem un selfie. Fă-ne un selfie.
Bun. Hai, zâmbește. Ia uite-te. Zâmbiți, vă rog. Ia vino. Hai să mă țin poze. Și pe urmă îl primești. Hai. Ce cadou a primit fetița. Vrei să te ajut? Ce, ești curios? Ce, n-am urmă? Acum începe... Distracția. Hai. Opa. Octavian. Ce se aude? Mamă. La mulți ani. Oho, din nou. Mulțumesc, tata. Cred că da. Da. De acolo se aude ceva. Oh, Ștefania. La mulți ani, tu, uite-te la tata. Spune mulțumesc, iubita. Așa. Bravo. Pune-le acolo și după aia ne bucurăm de ele, da? Octavian. Mulțumesc. Să cazi mare. Ce filiță. Hai de mine, uite câte sunt aici. Hai bunii. Hai, de păi da, se poate să lipsească Martin din nou. I-am văzut și pe tine, tu ce crezi că pe tine i-am văzut? Păi... Și ăla e tot al lui Ștefi. Ăla e tot al lui Ștefi. Da. Ce e acolo? Ce crezi tu că e acolo, mami? Bucătăria ta! Mulțumesc! Așa. Da, și tu să crezi mare, să fii fericită în continuare. Da? Pleacă moșul. Cum poate, moșu? Pa! Mulțumim de cadouri, moșu, să ne vedem la anul sănătoși. Da, sigur ne vom vedea, fără grijă. Clopoțelul, bastonul, așa, uite, l-a pus acolo. Asta e inventarul. Sărbători fericite! Mulțumim la fel! Sănătate, moșule, numai bine! Pa! Pa, moșule, pa! Sănătate, pa! Ne vedem anul trecut, pa! Moșule! Ce e acolo? Wow! Ce uite astea ai tău, Ștefi? Ia vezi ce ai. Wow! Aia e mea. Asta? Da. Da, dar și astea ta, mami. Ai auzit ca lui Bun, da? Și plastelină? Și ce mai ai aici? Asta e a lui Bun, lăsă mai aici o parte. Uite ce mașină! Wow! Și asta e a ta, Ștefi? Ia să vedem și eu. Și asta e numai, și creioane. O pereche de da. Nu m-a lăsat moșul să ies după el. Am vrut să-i văd Sania. Nu te-a lăsat. Nu. Oh, wow! Am dus numai până în curte. Da. S-a treabă. Da, stai, da. Nu, da, să văd și eu, nu. Păi hai că te fac... Uuu, nu, vezi? Vezi? Exact așa cum ai vrut tu, mami. Ia să văd. Caronadă, vezi? Ce tare! Da. Păi da. Vezi? Și din alea, mami, vezi? Tot echipamentul. Super! Ai văzut ce puiul meu? Dacă ai fost cu minte, ți-a adus moșul. Uite ce mi-am mai adus. Ia să vedem. Ciocolată, mami. Ciocolată. Da. Octi se îmbracă acum în costumul de fotbal. Cadoul tău, nu mai ai acolo nimic? Uite, n-aia verde, dă-i-o lui Buni. Wow, ce fain ești! Ronaldo mic. Ce-ai acolo, pe PC? Da! Wow! Băi, băi, așa mă gândesc aici. Ce fain! No, așa, da. Îți place, Ștefi? Ia să te vadă, mami, ia. Ia. Wow! Ești super! Vezi, mami, exact cum ți-ai dorit, dacă ai fost cu minte, vezi? Nu știu, cred că are un buton ceva. Wow, uite! Ia! Mamă, ești exact de acolo, mami. Ia să vedem ce ai mai primit. Hai că noi rămânem la urmă, iubire, cu cadourile. Asta e al tău, mami. Wow, ce tare!
cu telecomandul de la PlayStation. Deci nu cred. Uite. Mamă, moșul ăsta e cu tehnologia la zi. Wow! Carioci. Uite, vezi că tot ai vrut tu carioci. Sunt bune de la mic. Păi, ce crezi? Tu știe moșul, da? Uai, ce e acolo? Ia tu, mamă? Un trenuleț? Și vezi că tu mai ai două cadouri, mami. Eu? Octi, uite, mai ai unul aici. Uite, și ăla. Ăsta? Da, ia și ăla. Le facem amândoi? Cred că e un pian. Pune-le acolo, cu bunii. Pute! Mamă, ce mare e. Sunt faine. Da, mami, alea trebuie să le facem imediat, da? Acolo, uite, ad aici, trenul aici să-l punem pe pat. Oh. Ia uite aici. Super. Nici nu mai știi acum câte ai. Ce vreau? Unde și bune, a primit vin, a primit bun. Tati, dar unde sunt gloanțe? Sunt acolo. O să le despași tu. Stai că te ajut acum. Are și pistol. Vai, ce pisicuță moasă. Așa? Da tine, pisicuță frumoasă. Nu. Așa. Ce ai mai primit aici? Trebuie să se desfac? I-a băgat bunii ursul în cutie. Ștefi, uite ce ți-a făcut bunii acolo. Ce e acolo? Ia vezi. Ți-a făcut bunii o fentă. Ursul tău? Și mai aveți dulce, da? Ăsta e, cred că am desfac, nu? Da, ăsta o să-l desfacem după aia, să terminăm cu ale voastre, da? Eu îl desfac numai pentru că vreau să trag. Da. Uite ce șurubă! Și pot să fac două! Două! Zici? Da, uite! Tati, mișcă shotgun care mi-a lipat. Vreau să dau și eu. Uite că mai e un pistol din ăla mic, mami. Da, nu, bubule, ziceai că nu vine. Da, asta așa? Da. 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 Stai așa, așa. Și-l pui deasupra. Așa. Uite, vezi aici? Da, da. Aici. Și ăsta le pune drept. Așa oare, mami? Ce da. Așa? Da. Uite, zi-lui, mami, ce-ți place cel mai mult din ce ai primit? Echipamentul? Da. Dragul meu. Ștefi, ție ce-ți place cel mai mult din ce ai primit? Pisi. Pisi-ți place tu, încă n-ai văzut ce ai acolo în cutia aia mare. Acolo e o lucrare pentru tati. Asta, îți trebuie bateriile încărcate. Și trebuie asta seară, cred că, nu? Păi, bineînțeles. Am mai avut? Nu mai zice acum. Ce? Ce are? Am mai avut ce are Ștefi acolo? Da. Am mai avut. Am mai avut, dar n-a... A stricat-o și a stricat-o și pe cealaltă. N-a rezistat prea mult. Nu știu de ce am obonuială cu strică și pasta. Eu sper să nu. Are un fel de domino. Da. Nu? Da. Trebuie să-l pui, cred că, pe parchet. Domino! Sau trebuie baterie? Are oare? Nu cred. Mami. Și iubita, unde sunt bateriile, mama? Îmi aduci un pic șurubelița și bateriile, te rog. Bine. Bine? Avem și carioci. Ce scumpă e. Și mami. Da. Am dulce. Da. Am văzut că ai cu din ăla. Am văzut. Ce faine să le din aia și eu vreau să încerc. Da. Avem și carioci. Nu, sunt bune. Sunt bune, iubita, sunt bune. Drag, bune. Da. Bravo. Adă-mi un pic și șurubelnița. Wow, ce bine colorează. Da. De toate să fie. Mulțumesc. Bravo, mami. Tati. E ok, tati. E ok, iubita, bravo. Ștefi, spune-mi un pic, ți-a plăcut de Moș Crăciun? Da. A fost fain? Da. Mai vrei să vină și la anul la noi? Da. Bine, iubita mea. Tot. Tot? Tot vrei. Păi da. Ce ciumă am care tu, ce interesant e. Și la sfârșit, când sunt gata toate, împingi una și le arăstă da! Da, păi e un fel de domino, nu? Ia să vedem. Dar ăsta nu e acolo. Aaa, ce tare! Ai văzut ce tare? Mamă, ce fain e. Super.
Am mai văzut-o pe TikTok. Da? Pe care? Vezi? Să-ți primit cine mai multe. Mamă, fii atent în kilosul de Crăciun. Să-i desfac? Păi nu știu, cum vrei. Ma! Bă, și nu e ce, ce vrei să ai acolo desenat? Păi nu știu, asta, dar ceva de plin. Ăsta e al tău, e al lui tati, da. Nu, ai ce cutie faină. Cu aurin. Ce-i ăsta? Surprizele, surprizele. Mamă, stai să... Băi, fii atent, portofel, dar a băgat ceva în el, mă. Ei, în car, fii atent. Cred că cadou. Chiar ai crezut? Un car plin de bani. Ia uite-l, ia 100 de euro. Ma. Na. Super, mulțumesc, moșule. Mulțumim pentru cadouri. Hai să mai vedem. Acolo? Hai. Hai să vedem aici. Hai să te l-am dat aici. Hai să stai. Ce bază e? Mamă, oare mai... moșu, dar oare moșu, moșu știe unde lucrezi? Cred că da, nu? Păi cred că da, mamă. Că am văzut ce mă, are inscripționat pe el. Ai văzut, iubire? Ce baie! Pentru, pentru cei care nu știi, tati are o vulcanizare. Și moșu cred că și-a dat seama că lucrezi cu cauciucuri. Hai ce tare ești, da. Așa. Mamă, ce a zis moșul? Că-ți ne-a spălat. Ne-a adus, ne-a adus șampoane. Au, te-a ajutat și ție Dumnezeu. Pe cuvântul meu, dacă nu. Ne-a ajutat și ea. Da, iubita mea. Ai făcut cu bunii acolo? E 3 luni. Bun, hai să vedem. Ia uite-le ea. Ai, ce faine sunt. Super. Mamă. Fii atent. Și ăsta? Ia să vedem că mi-e ăstea împachetate în plac. Măi, da, și tu acum. Cum ar fi să fie o cană? Ți-a primit tati anul trecut o cană? Da. Și de data asta doar cafeaua. Bă, ce e? Știu, o cană. Lumină. Dar poate să fie și cană. Da. Să beau din ea. Poți să bei cafeaua din ea. Mulțumesc, moșule. A primit ceva. Ți-a rămas fundița. Da, când am văzut un balaz de fumat. E, ca uite, să vezi. Uite, moșul mi-aduce scumiere, ce, ce să fac? Bun, dar ia să vedem ce a primit și mami. Acum, ha? Acum ia să vedem. Nu poate, mama. Gata, l-am băgat. Hai să vedem să are și mami aici. Cine mă ajută? Eu! Ha, vrei să desfaci cu mine? Da, eu vreau să-mi desfac. Hai, tu desfaci cu ăla și eu pot să, da? E ca greu, eu. Ajută-mă să. Ha, stai acolo jos și desfăci. Ceva da? Greu. Hai să vedem. Așa. Cu spatele. Ceva cu spatele. Ia să vedem. Wow! Ce ai primit acolo? Cafeaua! Ce tare! Sunt două! Sunt două cărți. Ia să vedem care e a doua. Asta e pe al tău. Ia să vedem. Da, 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 da. Și a doua e până nu se șterge amintirile. Mulțumesc, moșule! Abia ce să le citesc. Mami, da? Ce fain! Ce fain! Păi, am primit o cană! Ce frumoasă e! Cană! O cană cu două căni. O cană cu două căni, de fapt, da, vezi, am aici cu turtă dulce. Vezi? Așa. Ia să vedem acolo ce avem. Calucina! Wow! Cu fond de lumină. Și ce fain e! Super! Super! Ia nu știu unde le mai pui. Eu vreau să le desfac. Uite, aici avem o geantă. O gentuță cu chestii în ea, cu șampon, balsam și ceva reparatur de păr. Ce faină e! Ce faină e asta! Oaș!
și niște bombonele. Bombonele. Și aici am primit două chestii mici. Aici cred că e un mascara. Ta-da. Wow. Și aici vedem ce avem aici. Uruș. Nu, ăsta cred că e un tuș. Super, nu mai aveam. Mulțumesc, moșule. Hai să vedem. Și ia să vedem acolo ce e. E ceva negru. Da. Wow. Asta e din asta de bijuterii, mă. Stai că mă întors uimbă. Vrei să punem bijuterii? E plină? Da. Nu le scoate, mami, aici trebuie să pun. Nu se scoate, iubita, trebuie să punem bijuteriile, vezi? Atât, trebuie să punem noi bijuterii. Și am primit și bomboane. Da, îmi place echipamentul. Mulțumim, moșule. Portocale, ta-da. Și acum trebuie să vedem ce e aici. Ștefi, vedem noi ce e aici? Ia, hai să descoperim. Așa vă duc la sărbat. Ia, nu am pic să le bag înapoi. Pot să le arăt eu mai în amănunt imediat. Acum să vedem ce este aici. Deci în spate. Mulțumesc, iubita mea. Noi cred că știți unii din voi. Ce este, dar unii nu. Desfă-tu, desfă-tu. Hai, desfă. Ha, descoperă tu ce e acolo. Ce e asta? Ce e? Păi de capul meu! Hai să luăm puțin mai încolo. Mamă, cât am de lucru. Ia să vezi. Ia să vedem noi să punem jos. Aici. Așa. Ce frumoasă e. Fix ce m-am avut. De iubire. Șorț, mănușă. Aici ustensile. Uite din asta cu cuburi de gheață, mama. Și aici la cuptor băgăm și facem. Ce facem noi la cuptor? Pizza. Super. Spor la treabă, tati. Bravo, mulțumesc, tati. Mulțumesc, moșule. Super. Mulțumim, moșule. Asta? Mai vii și anul trecut. Da. Anul viitor, poate. Bravo, mulțumim, moșule. Asta-mi place să... Ai mănușă, ai din asta și din asta și super! Da, ce e asta? Cred că e tavă, uite tavă, devine aici băiat un cuptor. Știi tu? Trecem nebunia de aici. Tati, trebuie baterii! Și ne apucăm de treabă! Să vă arăt și mai îndeaproape un pic, că nu știu cât de bine ați văzut acolo ce am primit eu. Ăsta e un set de candele cu niște pietricele ceva și o bucată de lemn. Ia să vedem. Am zis să vi le arăt până nu ne apucăm de bucătărie, că după aia nu mai am vreme. Și vin cam așa. Îți place de pisi? Să punem în lumânare și să facă fain. Așa, și ăsta mi-a căzut, trebuie să lipesc aici. Și arată cam așa. Foarte drăgălaș e. Trebuie să caut să văd dacă mai am ceva lumânări să pun în el, să vedem cum arată. Aici am primit un set de șampon, balsam și cred că e un tratament ceva pentru păr. Ia să vedem. Îmi place gentuța, e foarte faină, e neagră așa cu auriu. Chiar nu-mi stă niciodată părul. Asta cred că e un tratament ceva. Gliss 7 secunde, tratament expres de reparare. Și aici am un șampon de la Gliss. Îmi plac foarte mult produsele de la ei, sunt destul de ok. Și aici avem un balsam de păr. Abia aștept să le încerc să văd cum sunt. Sunt toate trei așa și au venit în gentuța asta care e foarte, foarte faină și cred că o să-mi bag make-up ceva în ele, dar o să văd. Da, mulțumesc. Stai să mai scoate, mami, să vedem ce mai are. Să punem lumânări. Aici am primit un set de căni care sunt așa de frumoase. Da, mama. Sunt la set așa de două și vin așa cu câte
din asta, o turtă dulce. Sunt așa de drăguțe, foarte faine sunt. Îmi plac mult. Asta o să o păstrez eu și asta o să-i dau lui Iubi să bem cafeluță în ele. Aici am mai primit o chestie din asta pentru bucătărie, care e foarte drăgălașă. Da, place și mie. Și aici am primit astea două chestii de la Avon. Aici este un tuș de ochi. Nu mai aveam, da, iubita, nu mai aveam tuș de ochi. Și se pare că moșul a știut. Și aici am un mascara pe care nu l-am mai folosit. Nu știu exact dacă e bun sau nu. Dar eu sper să fie ok. Pensula pare faină, nu știu cât de bine se vede aici. Pare destul de ok pensula. Acum să vedem. Și aici am mai primit ceva de care sunt foarte, foarte încântată. Am primit două cărți aici. Una se numește Până nu se șterg amintirile, iar cea de-a doua se numește Până nu se răcește cafeaua. Sincer, vă spun că abia aștept să le citesc. Foarte interesant arată titlurile și o să le citesc. Abia aștept să fac treaba asta, să prind timpul necesar să mă apuc de ele. Aici mai am o cutie de Raffaello. Mama. Da? Ți-a desfăcut bunii? Super! Aici am o cutie de bijuterii care e foarte drăgălașă, este din lemn și are detalii aurii și albe. Este tare finuță și frumoasă. Chiar aveam nevoie de una, mai am una sau două, dar una în plus nu strică, arată foarte, foarte bine și e foarte faină. O să mă pun să pun chestiile la loc. Ce-a primit tati și copila și ați văzut. Ați văzut și la mine, dar am zis să vi le arăt mai îndeaproape. Îmi plac toate lucrușoarele și mulțumesc tare, tare mult, moșule. Le pun la loc și ne apucăm să facem bucătăria, pentru că sunt foarte nerăbdător copila și așa că haideți la treabă. Operațiunea bucătăria a început. Dau drumul la cronometru. Ce cronometru? Asta nu e gata, bă. Și să vedem în cât timp o faci, să vedem cum bați un record. Mâine, când se cum bați acum un record. Ma. Hai, iubi, că uite. Pistol cu apă. Da. Fi s-a apucat de plastelină. Plastelină. Să facă mâncare până e gata bucătăria. Pregătește deja. Ea are antrenament până una alta. Până și eu, tot, Iveta, gata.